Am construit circuitul nostru de test pe un breadboard. În descrierea lecției o să vedeți că există și schița de ansamblare, cum să montați piesele pe breadboard, dar după cum știți este destul de simplu. Mai explicăm o dată schema. Este un circuit clasic RC, nimic deosebit, o rezistență și un condensator legat în serie. Avem două butonașe, aceste taste, cu care pot încărca sau descărca condensatorul. După cum am spus, am o rezistență de 4,7 kΩ și un condensator de 47 de microfarad la 63 de volți. Bineînțeles, valoarea exactă a rezistenței și a condensatorului o vom afla imediat cu aparatul de măsură. Deocamdată o să vă arăt ce se întâmplă cu condensatorul când se încarcă și când se descarcă pe osciloscop. Bun. Aici avem schița. Aici am sursa de alimentare ce alimentează circuitul nostru cu 5 volți. Iar acum voi conecta sonda de la osciloscop pe terminalele condensatorului. Crocodilul de la sondă îl conectez pe terminalul cu minus de la condensatorul electrolitic, iar sonda pe celălalt terminal. Iar acum, prima dată, voi activa sursa. Este on. Acum avem 5 V. Iar acum, prima dată, uitați-vă pe osciloscop, voi încărca condensatorul. Dacă apăs acest butonaș, pam, tensiunea crește. Apăs acest butonaș, tensiunea pică. Da? L-am descărcat condensatorul. Iar dacă vă uitați atenți, avem osciloscopul a setat automat 2 V pe diviziune și 10 microsecunde. Deci avem un pătrat, 2,5 din al treilea, da? L-am descărcat, a ajuns la 0. Bun, da? Chestia e că eu acum vreau să văd în detaliu cum se încarcă acest condensator, da? Poate vreau să calculez timpul de încărcare a condensatorului. Timpul de descărcare și multe alte chestii, da? Acum ar trebui, pe mine nu prea mă ajută prea mult această măsurare. Acum văd că se încarcă, crește tensiunea, îl descarc, da? Acum trebuie să găsim o modalitate să reglăm timpul pe diviziune într-așa fel încât eu pot să văd cum crește tensiunea, cum scade, da? În timp, da? Să văd în slow motion, da? Bun. E bine, am putea aici să căutăm, să reglăm timpul pe diviziune, dar până găsim timpul exact, e mai ușor să găsim timpul cu un pic cu matematică, da? Cât am putea să punem? Mare lucru nu fac așa, da? Dar hai să vă arăt cum putem afla ce timp ar trebui setat aici, da? Oscilloscop, pentru a vedea exact cum condensatorul se încarcă, se descarcă, se încarcă, se descarcă la apăsarea acestor butoane, da? Bun. Cum facem asta? Bineînțeles, eu aș putea să umblu aici la buton până găsesc exact timpul care ar trebui să-l am ca să văd cum se încarcă, cum se descarcă condensatorul, da? Să-l văd în timp, dar poate durează prea mult, da? Așa că suntem deștepți și recurgem la formule, da? Cum aflăm timpul? Deci, aici este vorba despre un circuit RC. Atunci când o sursă de tensiune este aplicată la un circuit RC, condensatorul C se încarcă prin rezistența R. Toate circuitele au o întârziere de timp. Ce înseamnă asta?
Deci toate circuitele electronice au o așa numită formă de întârziere de timp între intrarea și ieșirea lor atunci când se aplică un semnal sau o tensiune. Da? De exemplu, eu acum aplic o tensiune. Da? S-a încărcat, s-a descărcat. După aia. Ei bine, această întârziere este cunoscută în general ca întârziere de timp sau constante de timp. Și această constantă de timp depinde tot timpul de tipul componentelor utilizate. În acest caz avem un condensator și o rezistență. Iar această constantă de timp o aflăm cu formula error C. O am să vă afișez formula și pe ecran. Iar ca să aflu constanta de timp, bineînțeles, nu mă voi baza pe ce scrie pe componente, da? Ci voi scoate componentele din circuit și le voi măsura. Așa voi afla exact valoarea exactă și pot calcula constanta de timp, iar dacă știu constanta de timp, știu cât să reglez aici pe osciloscop ca să văd semnalul frumos, da? Cum se încarcă, cum se descarcă. Da? Bun. Cum facem asta? Voi măsura prima dată componentele. Mă asigur că condensatorul este descărcat. Iar acum am pregătit aici aparatul de măsură. Voi măsura prima dată rezistența. Voi deconecta pentru scurt moment sonda osciloscopului. Voi scoate rezistența afară. De fapt, ar trebui să pun eu, așa să vedeți și aparatul de măsură. Așa cred că este mai bine, da? Bun. Acum voi măsura rezistența. Și avem o valoare de 4,68 de kiloohm, da? Voi nota pe o bucată de hârtie. R este egal cu 4,68 kiloohm, da? Bun. Vom mai măsura o dată. Da, este ok. Acum voi introduce rezistența înapoi în circuit. Ea vine aici și aici. Iar acum scot condensatorul afară. Și acum voi măsura condensatorul. Pentru aceasta merg aici pe poziția asta. Apăsăm o dată pe acest buton. Luminăm ca să vedeți și voi. Iar acum măsurăm condensatorul și avem 93,6 microfarazi. Vedeți? La începutul video am spus că condensatorul este de 47, dar este de 100. Am spus greșit. Dar nu este nicio problemă. Putem să suportim acum, da? Deci avem 93,6 microfaraz. Atunci ne notăm aici C egal cu 93,6 microfaraz. Bun. Îl introduc înapoi în circuit. Atunci îl băgăm aici înapoi în circuit. Voi testa dacă funcționează, nu funcționează, l-am băgat greșit. Normal că nu funcționează pentru că am conectat sonda, nu? Conectam înapoi sonda pe crocodilul pe minus la condensator, sonda pe plus la condensator, descărcăm. Totul este în ordine. Super! Bun, hai să vedem cum calculăm acum. Bun, deci am spus constanta de timp egal cu error C și avem 4,68 kiloohm ori 93,6 microfarazi și avem constanta de timp egal, eu am calculat deja înainte, avem 0,43 secunde. Sec, la ce scrisuri uitam. Da? Deci asta este valoarea care ne interesează pe noi.
Bun, ce înseamnă asta? Acum știm că avem aici 0,43 secunde, da? Constanta de timp. Asta înseamnă... Bun, acum noi știm, avem aici, ne-a ieșit 0,43 secunde. Asta înseamnă că timpul pe diviziune pot să-l repun la o valoare apropiată acestui număr, da? Deci dacă avem 0,43 de secunde, deci pot să pun jumate de secundă, o secundă și așa mai departe, da? Depinde cât de multe informații vreau să văd. Și asta vă arată acum, da? De exemplu, mă duc pe comutatorul, pe cursorul, butonul care, cu care reglez timpul pe diviziune și voi seta acum o secundă. De fapt, în partea opusă trebuie să merg și voi pune la o secundă 10 secunde, 5 secunde, 2, o secundă. Acum vedeți și linia de pe display se va dura un pic până se încarcă, da, pentru că e o secundă, destul de mult. Bun, și acum vreau să fiți atenți pe display cum ce se întâmplă când încarc condensatorul. Pam. Pam, îl descarc. Îl încarc. Îl descarc. Îl încarc. Iar acum pot să pun pe stop, da? De fapt, acum l-am descărcat, acum îi dau iar drumul, iar îl încarc, țin apăsat, îl descarc, îl încarc, pun pe stop acum. Iar acum am oprit semnalul, el a făcut o captură, iar acum pot să reglez, să-mi poziționez semnalul pentru a-l vedea mai bine, da? De exemplu, pe orizontală pot să... îl trimis pe stânga, îi dau drumul, iar acum iar îl încarc, îl descarc, îl încarc, îl descarc. Dăm un pic mai jos, îl mutăm spre stânga, îi dăm drum. Da? Acum, de exemplu, l-am descărcat, am încărcat, am descărcat, am încărcat. Pune-l pe stop. Și fiți atenți acum, acum am să mă joc cu condensatorul. Am să-l încarc și am să-l descarc și am să vede, o să putem observa pe osciloscop toate aceste stadii, da? Îl încarc. Îl descarc, îl încarc, îl descarc, da? Îl încarc, îl descarc, îl încarc, îl descarc. Bun, și acum punem pe pauză. Acum, osciloscopul l-am, de pe RAN l-am pus pe stop, el a făcut acum o captură și acum am posibilitatea să îmi poziționez semnalul unde doresc eu. Pot să-l mișc spre stânga, spre dreapta. Pot să fac un zoom, adică să măresc volții pe diviziune. De exemplu, poate eu știu, sunt interesat să văd mai multe detalii. Acum l-am pus la un volt pe diviziune. Pentru a vedea semnalul întreg, îl pot pe verticală să-l poziționez. Invers. Și pot observa semnalul, bineînțeles. Bunul plac. Și bineînțeles, pot, dacă vreau să observ mai multe detalii din acest proces, pot să umblu și la butonul de timp, da? De exemplu, acum este pe 500 de milisecunde, pe 200 de milisecunde și așa mai departe, da? Lăsăm pe 500 de milisecunde, îi dau drumul. Îl descarc, îl încarc, îl descarc, îl încarc. Acest experiment este bun să și învățați, de exemplu, să observați, vă ajută mult să înțelegeți cum se încarcă și cum se descarcă condensatorul, da? Cât durează încărcarea lui,
cât durează descărcarea lui și multe alte chestii interesante pe care am să vă le arăt în videourile următoare. Atât a fost pentru această lecție. Ați văzut cum se poate calcula constanta de timp și cum pe baza constantei de timp putem să reglăm timpul pe diviziune pentru a observa condensatorul cum se încarcă, cum se descarcă. Iar în video următor vom continua mai departe cu alte experimente interesante.